Pacea Domnului toți frați și surori, Domnul Dumnezeu să vă umple cu Duhul Sfântul, partășie cu Domnul, întâlnire cu Domnul e frumos. Foarte frumos este această partășie cu Domnul. Și vă rog frumos, e dulce prezența Domnului. Binecuvântat orice casă, orice inimă, orice sufletul care iubește pe Domnul. Și unde este Domnul, acolo este binecuvântarea. Gloria și gloria Domnului. Mulțumim că Domnul este bun. Mulțumim că El rezolvă probleme mici și probleme mari. El este un Dumnezeu veșnic. El este un Dumnezeu care este o mare bogăție pentru oamenii. Și binecuvântat orice casă, binecuvântat orice persoană, binecuvântat este orice sufletul care se încrede în Domnul. Binecuvântează sufletul pe Domnul și nu uitare niciună din binefacere. Care El te încununează viața, El de la pace și bucuria și alinare. Bucură-te, sora dragă, bucură-te, dragă frate, tineretul, bucură-te, levita care cântă pentru Domnul, bucură-te, că Mântuitorul este viu și este lucrător. Doamne, să mulțumim că Tu este cu noi prezente, e să mulțumim că ne dai viață, e să mulțumim că ne dai această posibilitate. Să fim toți împreună, din orice țară, în orice loc unde Tu ne-ai împrăștiat, laudăm și înălțăm numele Tău. Doamne, să mulțumim că Tu ne iubești. E să mulțumim, Doamne, ai făcut o creatură nouă. E să mulțumim, Tată, pentru această dragoste minunată care Tu ne dai. Doamne, să mulțumim. Doamne, să mulțumim. Și vă rog frumos, frații noștri, o bucurie. Lăsați-mă că predic așa cum Duhul Sfânt mi conduce. Voi continuare la doilea parte la predica care am început săptămâna trecută. 10 puncte pentru să fii creștin. 10 puncte. De acolo se începe viața ta cu Domnul. De acolo începe viața ta se cunoaște pe Domnul. V-am ratat ieri, săptămâna trecută, 5 puncte și eu acum l-amintesc încă o dată aceste 5 puncte care am vorbit săptămâna trecută. E pentru un amintire. Primul este născut de nou. La doilea punct este cunoști gândurile de la Domnul. Faci tu voia Domnului. Dragostea ta este peste, dragostea Domnului este peste tine. Tu este reprezentante de la Domnul. Și cu ajutorul Domnului mergem la 6-le punctul și mergem până la 10-le punctul. Și vedem și noi spunem, Doamne, vorbește-ne, încurajă-ne, te rog frumos, încurajă să știm mai mult despre voia ta. Și Domnul Dumnezeu spuneva Iosua, cartea aceasta meditează zi și noapte, meditează, atunci! Tu vai izbăvire, atunci tu ai o putere, atunci. Și eu personal vreau frumos o predică, în primul rând pentru mine și pentru toți i frații care vrea mergere în cielo. La 6-la punct este despre umilință, blintețea, smerenie, bunătatea, îndurarea. Și vreau frumos, frații noștri, m-a plăcut ieri, vă rog frumos, minunată la predică care a avut fratele Lucian Todorice, m-a plăcut mult că Domnul Dumnezeu totdeauna are oamenii plăcuti lui, oameni care l-o slujește, oameni care se îndreptează spre Domnul, care Iisus Hristos este modelul de viața noastră. Și vă rog frumos, frații noștri, dulce când tu cunoști pe Domnul. Este dulce când tu ai toată această caracter care a fost în Iisus Hristos. Toată această caracter care a fost în Iisus Hristos, viața care a fost în Hristos să fie și în tine. Și vă rog frumos, mergem în această 6-la punte, umilință.
Și vreau frumosul, încântetul cu sine, frații noștri, de ce se întâmplă multe șarte în familie? De ce se întâmplă multe șarte, vorbim așa, într-o țară? De ce se întâmplă multe șarte în biserică? O de ce se întâmplă multe șarte în mai multe locuri? De ce? Și la nivelul politic, de ce se, și este o ceartă unii potrivi alții? Pentru ce nu este umilință? Nu este umilință. Nu este umilință. Și mi-a fost în această șase de puncte despre blindeță, despre umilință, despre smerenie, despre bunătate, să fim oamenii buni dinăintru, nu de afară, nu cu gura, dinăintru să fim oamenii schimbati, oamenii complet schimbati, să avem un caracter care are Iisus Hristos, caracter minunat și binecuvântat. Și vreau frumosul, frații noștri, mergem cu l-ajutorul Domnului în Coloseni, în capitolul 3, versetul 12, vedem ce ne spune despre această blindeță, despre această umilință și lăsa că Duhul Sfânt se vorbească El și noi se împlinim, nu se vorbim, se împlinim. Astfel, dar ca niște aleșa lui Dumnezeu, sfinții și prea iubiți, împăracați-vă cu o inimă plină de îndurarea, cu bunătatea, cu smerenie, cu blinteța, cu îndelungă răbdare. Și vedeți un puțin, frații noștri, astfel, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinții, în primul rând, cuvântul sfinților se înțelege omul curat și prea iubiți. Oamenii care se iubește, oamenii care cunoște dragostea, îmbrăcați-vă ca o aină, cu o inimă plină de îndurare. Dar avem noi îndurare. Cu o inimă plină de bunătate, dar noi avem bunătatea. Cu o inimă plină de smerenie, dar noi avem o smerenie. Cu o inimă plină de blindeță, cum de lungă răbdare. Doamne, ajută-ne Tu să ne îmbrăcăm cu aceste darune care sunt plăcute în fața Domnului. Aleluia! Gloria și gloria Domnului! Frate frumosul, frații noștri, e greu smerenie. E greu bunătatea, e greu blindeța pentru oamenii care nu cunoște pe Domnul, dar pentru oamenii care cunoște pe Domnul. E ușor să fim îmbrăcate prin Duhul și Sfântul din lucrurile minunate, smerenie, dragoste, iubirea, îndurare, bunătatea, să fie ca aina peste noi. Și vreau frumosul ce dur ce este când aina noastră se cheamă smerenie, blindeța, dragostea. Sunt roadele de la Duhul și Sfântul. Când tu vezi un fratele, când tu vezi o soră, suferă pentru ea, pentru ce soră suferă, te-a trimis un mesaj, rogă-te pentru ea. Dacă ai dragostea, dacă ai smerenie, dacă ai umilință, tu suferă pentru biserica care suferă, suferă pentru pastore care suferă, suferă pentru familia care suferă. Atunci tu te îmbraci de aceste aine care sunt binecuvântate de la Domnul. Multe persoane spune, la mine ce mă interesează, nu sunt probleme de la mine. Da, dacă sunt probleme de la tine, dacă tu iubești pe Domnul, sunt probleme de orice persoană. Orice persoană nu poate închidere ochii dacă vrea merge în cielul. E obligată să aude, e obligată să ajută, e obligată să îngrijește cu bunătate, cu smerenie, lucrare minunate de la Domnul. Și vreau frumosul, mergem în Efeseni cu l-ajutorul Domnului, iartate-mi, în Luca, mergem în Luca cu l-ajutorul Domnului, în capitolul 1, versetul 5, 10, 2, și vedeți un puțin mentorul, acest spuneva, o fratele, Luciano Todelici ieri, care noi ne va vedere, noi avem o pildă minunată. Și vedeți un puțin Luca, capitolul 1,
versetul 5 și 2 spune, moment, iartate-mă, nu mi găsesc tu bine, Luca 1, 5, 6 și 2. Da, asta este. Răsturnate pe cei puternici de scaune lor de domnie și a înălțat-o pe cei smerite. Dacă voi vedeți un puțin vorbe de unde oamenii mintri a fost răsturnate de scaune lor, dar cine Dumnezeu a ridicat-o? A cine Dumnezeu a ridicat-o? Oamenii smeriti, oamenii de dragoste, oamenii care ei iubesc pe Domnul. Și vedeți un puțin, frații noștri, ce smerenie, ce umilință era Ioan Botezător. Vedeți un puțin și smerenie în oamenii care ei s-a înalțat în fața Domnul și ei au proslăvit-o pe Domnul. A răsturnat-o pe cei puternici, oamenii mintri, oamenii fasarnici, oamenii curvari, oamenii ușigași închinători la idoli. Dar cine Dumnezeu a ridicat-o? A înălțat-o pe cei smeriți. Doamne, ajută să fim cu smerenie. Doamne, ajută să fim cu smerenie. Rog frumos, frații noștri, smerenie nu vine din gura. Smerenie nu vine de o formă de vlavie, așa cum spune cuvântul Domnului. Smerenie e un darule de la Duhul Sfânt. Și această darule se găsiva și în Iisus Hristos. Smerenie, umilință, răbdare. Și rog frumos, frații noștri, este ceva. Și vreau frumos, este ceva de la Domnul. Și vedeți un puțin ce ne spune Matei în capitolul 1, versetul 29, vedem ce spune cuvântul Domnului. Și ne învață Iisus Hristos, și ne învață în Matei, capitolul 11, versetul 29. Vedem ce ne spune acolo. Matei 11, versetul 29, dacă se poate, vă mulțumesc. Luați jucul meu asupra voastră și învățate de la mine, învățate de la mine, ca și eu sunt blind și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Și vă rog frumos, încheiatul puțin, e frumos că ne vedem în Moise, care a un om deosebit, ne bucuram că putem vedere în Noe un om deosebit, ne bucuram că putem vedere în Davide un om după voia de la Domnul, după inima de la Domnul. Dar aici este mai mare de un om din Moise. Aici este un om mai mare de la Noe. Aici avem un om mai mare de la David. Aici avem Iisus Hristos. Luat jugul meu asupra voastră și învățat de la mine, ca și eu sunt blind și smerit cu inima. Dacă tu te duci la El, și vedeți răsplata care este și veți găsi o dignă pentru sufletele voastre. Aici mi vreau oprire. Vreau frumos să mă amintesc. Odată, bine că am văzut-o pe fratele Dino și sora Cornelia. Vreau frumos să când vedo aceste doi copii frumoase, mă amintesc de ceva parteșit frumos între noi. 6 ani am umblat în dreapta și stânga și cu fratele Dino și cu sora Cornelia, bineînțeles, și cu alții frați. Și Domnul Dumnezeu, 2 ani, 3 ani înainte de la Revoluția, când i frații bistrițane se certavano toți, se loviva unii pe alții, a fost o descoperire unde Domnul Dumnezeu spuneva aceste vorbe. Vine vremea că eu vă duce un om după inima mea și prin el eu vă face pace în biserică. Prin voi nu pot. Acum vreau frumos, frații noștri, voi vă gândite că Dumnezeu nu găsește în toată România un om după voia lui? Nu știu, nu pot dar niciun răspuns, dar lucrul știu că Domnul Dumnezeu m-a ajutat să ajung în România,
se zidesc încă o dată altarul Domnului, cu dragoste, cu iubire, cu smerenie și cu milință. Și când umplăvam cu sora Cornelia și cu fratele Dinu și cu alții frații, unde ajungevam, fiecare spunea, aici este Domnul, aici oameni sunt oameni de la Domnul. Se cantava și se proslăviva numele Domnului și Dumnezeu lucrava cu semne și cu minune. Vreau frumosul smerenie, oameni care se credeva oameni mari, oameni de la Domnul a fost pus deoparte, pentru că Dumnezeu ridică oameni care sunt plăcuti în fața Lui. Și vreau frumosul, frații noștri, iubire pe fratele e un semn de umilință. Iubire pe surori, încurajare pe un frate, încurajare pe o soră, este un semn de iubire, de dragoste, de smerenie, de umilință. Aici fac o mică pauză, cântă anul 90, nu are importanță, vă rog frumos. Vorbesc cu octombrie, novembrie de anul 90, eram în casa de cineva, nu are importanță unde. Și o soră a venit și a cerut la pastore unde eu dormivo, spuneva și fratele, a venit un italian, am auzit că aduse ceva pentru ajutorare pentru sărace. A spus tu, fratele pastore, da, e adevărat, a venit cineva din Germania care a dus ceva ajutore. Și am amintesc că am avut l'ultimo kilogram di faina și ultimul litru di ulei. Și l-am udat, am spus tu, sora, nu am nimic decât asta sunt ultima care am. Nu avevo nici o bani, nici o ainuță, decât ultime kilogram di faina și un litru di ulei. Altceva nu avem. Și am spus, fratele, da unde locuiește soră? Și frate, e tant departe. Dar v-a spus, cât departe? E 7-8 kilometri, 10 kilometri. Dar v-a spus eu, nu este cineva care la pot ajutare până acolo? Se aduce acolo? Și răspunsul a fost, ce mi interesase la mine? Așa a venit, așa s-a dus înapoi. Dar v-a spus, nu găsim cineva? Eventual o plătesc eu cineva care ajută persoanele să duce acolo. Pe jos s-a dus. Și vă rog frumos, frații noștri, nu s-a întrebat nici dacă aveva nevoie de un pahar de apă. Nu s-a întrebat dacă aveva mancare nevoie de mancare ceva. Nimic. Doamne! Ajută-ne să fim creștini. Ajută-ne să fim creștini. Cu milință, cu respect. Să iubim pe frați. Să iubim pe soroși. Să lăsăm cu Duhul Sfânt să ne călăuzească. Să lăsăm cu Duhul Sfânt să ne folosească. Lăsăm cu Duhul Sfânt să lucrează. Nu în gura noastră, ma în inima noastră, înăintru se va formare templul de la Duhul Sfânt. Nu cu gura. Dinăintru. Și v-am dat la 6-lea punct, umilință. Dar mergem la 7 punct. La 7 punct l-am pus să fiu o persoană de rugăciune. Să fiu o persoană de rugăciune. Nu o persoană care vorbește, că e frumos vorbire. Dar o femeie, un bărbat care iubește pe Domnul, e o persoană de rugăciune. Hristos ne învață că El totdeauna stătea în rugăciune. Rugăciune, ce este rugăciune? Rugăciune este contactul cu Domnul, vorbire cu Domnul, dialogare cu Domnul. Laudare pe Domnul, proslăvire în numele Domnului, dialogare cu Domnul. Rugăciunea este ceva care te unească cu Domnul. Atunci tu, mâine de sărină, Domnul care este excelsul, împăratul împăratilor, cu rugăciunea se apropie. Atunci cerul se coboră lângă tine și dialogate tu cu Domnul. Atunci are mare valoare
rugăciunea are mare valoare, această întâlnire, această rugăciune, acest dialog între tine și Domnul are un mare valoare. Aici este o întrebare care eu mă pune pentru mine și fiecare pentru el. Cât timp noi dedicăm la rugăciune? Și vreau frumos să mergem mai departe în această rugăciune o din post, pentru că rugăciunea și poste multe date mergem împreună. Și odată ucenicii au întrebat-o Iisus Hristos, Doamne, de ce nu am putut să liberăm acest om? De ce nu am putut? Și Domnul Dumnezeu dava acest răspuns, că acest soiu de demoni ieși afară numai cu post și cu rugăciune. Atunci vedeți un puțin că rugăciunea va fi însoțită. Dar va fi însoțită această rugăciune cu inima curată și sfântă. Când tu te rogi, tu te vei ruga Dumnezeu cu inima sinceră și curată. Sinceritatea și curățenie de inimă. Și Domnul Dumnezeu va primire. Orice rugăciune făcută din toată inima, Dumnezeu ascultă rugăciunea dacă e făcută cu inima sinceră. Ma dacă e făcută numai pentru că se va auzire în jurul, Dumnezeu nu ascultă rugăciunea aceasta. Și ne adâncim în această parte și vă rog frumos să mergem în Apocalipsa, capitolul 5, versetul 8, vedem ce ne spune cuvântul Domnului. În Apocalipsa, capitolul 5, versetul 8. Vedeți un băsit ce spune. Când a luat-o cartea, cele patru fapturi vie, patru fapturi vie, și cei 24 de betrini s-au aruncat la pământul înaintea mielului, având fiecare cât o alauta și potire de aur pline de timie, care sunt rugăciunile sfinților. Și vedeți cum frumos această par, spunem așa, par, era plină de mirosul plăcut. În limba italiană traduce parfum, care sunt rugăciunile sfinților. Se va auzi rugăciunea ta, va merge până la treilea cerul. Nu se va auzi, nu e problema dacă se audă aici. Problema este că va ajunge dincolo de stele rugăciunea ta. Aici mi vrei oprire să vedem o mărturisire care este și în carte, dacă Dumnezeu mă ajută că putem împărți această cartea de la fratele Ghetano, cred că acolo ne vorbesc de această mărturisire minunată. M-am dus, acum vă rog frumos, nu sunt sigur dacă usat, se cheamă Ilva Mica, o altceva de această satuc din zona de la Rebrișoară și mai încolo, nu sunt sigur, dar m-am amintesc că o sora a așteptat circa 2 luni până că ajungă la ea să facă rugăciune. Dar un fratele Ghetano, când a avut timpul să stau un ceas liniștit? Când o frate Ghetan a avut o zi liniștit, o zi de concediu? În viața mea nu cunosc concediu. Cunosc concediu când a fost în parte bolnav. Atunci a fost obligat. Și odată Sora Maria a spus aceste vorbe, care este lângă mine și mi aude. Doamne, să mulțumesc că soțul meu este bolnav, așa că e obligatoriu să se opreste. Și doctorul care a venit la controlare, era un pocăit, a spus, Sora Maria, mi se lăsă bine, da, mulțumesc că Domnul, că soțul meu e bolnav, așa că 2, 3, 4 zile e obligat să stai acasă. Atunci când eram bolnav, era obligat să stăm în pat. O de iuvreie, o de nu vreie. Dar niciodată am avut un concediu, vorbim așa, concediu nu există. Tot unul concediu mi-a fost lângă Domnul și lângă frații în suferință. Dar o soră așteptat-o 2 luni, se mă duc la ea, se fac o rugăciune și am ajuns.
și am ajuns cu un grup de frați și sora săracă a crezut că o frate Ghetanu mănâncă în casa sa, o frate Ghetanu face un ceas de rugăciune, doi ceasă de rugăciune, face o predică. Și vă rog frumos, Dumnezeu nu m-a învățat în asta natură. Dumnezeu m-a învățat că singura vorbă care ieșe din cura Domnului, o singură vorbă, Dumnezeu ascultă și Dumnezeu va rezolva problema. Și atunci a fost învățat la Domnul să fac rugăciune scurte, mă să ajungă mai multe persoane. Se poate pune în mine spre bolnavi. Și așa ne învață cuvântul Domnului. Astea sunt semne care îmi vei soți la cel ce crede în numele meu, vă pune în mine spre bolnavi și bolnavi se va însănătoșa. Așa spune cuvântul Domnului. Atunci a fost învățat, dar când eu sunt lucrător, din aceste 4 ani care a fost lucrători presbitori și 43 de ani care sunt pastore, totdeauna am învățat, a fost învățat de la Domnul să fac o scurtă rugăciune, ma cât mai multe persoane să ajungă, să încurajă și îmbărbătească. Și atunci am spus la sora, care este problema? Și frate Ghetanu, uite băiețelul meu cum este. Era un copilaș cu un carucior de lemn, surdu, mutu și paralizat. Stăteava în un carucior, în un carucior de lemn de atunci, nu carucior de acum. Atunci am spus, ok, sora dragă, a se fac o rugăciune. Și sora s-a pus lângă mine, era încă 2-3 frase lângă mine, a făcut o rugăciune de 1 minut, 2 minute, 3 minute, nu știu dacă am depășit o 5 minute, nu credo. Am salutat-o pe sora și m-a dus. Și sora a început să spune, unde te duci? Unde te duci, frate Ghetan? M-a spus, tu mă duc cu mai departe. Am alte familie care mi așteaptă să faci rugăciunea. Nu, frate Ghetan, tu nu poți merge. M-a spus, de ce? Aici ce rugăciune, dar am făcut. Acum așteaptă rezultatul de această rugăciune. Și l-am salutat și m-a dus. Femeia săracă. Oh, cum s-a supărat o femeie! Cum s-a supărat o femeie! Atunci a început. Acolo aveva o cuvetă, cuvetă făcută în sistemul vechiu. Atunci bateva ea, această rugăciune nu ajunge nici la tavan, nu merge nici la tavan. Oh, 2 luni că eu aștept o rugăciune în acest om și el vine, sta 2 minute, 3 minute și se aduce. Această rugăciune nu merge nici la tavan. Și vă rog frumosul, în spatele sale erau copii, unde l-am lăsat. Copilașul sordu, mutu și paralizat. L-am salutat și m-a dus femeia, Doamne, ai milă de noi, Doamne, ai milă de noi. Doamne, Dumnezeu nu ascultă această rugăciune, femeie împotriva un fratele Ghetanu. Rugăciunea nu ajunge nici la tavan. Femeia spălava la chiuvetă acolo și era așa supărată. Și vreau frumos, nu vei supărată. Când femeie vei supărată, e un pericol. Doamne, milă de noi! Doamne, milă de noi! Dar în spatele sale, ea nu știe ce s-a întâmplat. Femeia nu auzea. Și Baiesel a început să spună mă. Și Baiesel-ul începea să vorbească prime vorbe, prime cuvintele. Și femeia nu auziva nimic. Așa că era nervoasă. Și Baiesel începe să se ridică cu picioarele, începe să se ridică cu picioarele pentru prima dată.
Păi este la începutul să faci și primii pași. Și femeia nu ascultava, nu îi se legeva de dija. Pâine că o mâină a pus-o la nuvă de la mama. Și copilașul a început să spune, mama, 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 mama. Și vă rog frumosul, femeia cântă, se întorce. Vede copilașul că începe să vorbească și se umplă. Gloria Domnului! Trăiască Domnul! Aleluia! Trăiască Domnul! Dumnezeu cu semne și cu minune! Dumnezeu nu s-a schimbat. Doamne, ai milă de noi! Să fim un om de rugăciune. Și vă rog frumosul, vă vrea citire, dacă găsesc repede, vă vrea citire un mesaj care am ajuns asta dimineață, nu, iartată-mi, asta seara, 5 minute înainte de la, că eu pornivu aici o calculatore, se mi conecteasă. Am avut o șanse de vorbire cu sora și m-am rugat pentru sora. Dar vă spun un exemplu, nu spun un numere, spune singură particică. Spune așa această scrisoare care cineva m-a trimis-o aici. Pace, fratele Ghetanu. Am o încercare grea în familie. Sosul parcă că a luat o rasină și nu mai ne înțelegem cu el. Nu știu ce fac, unde se mă duc. Am și un copil. Mi vine să mă duc, să mă omor. Nu știu de ce mă lasă Dumnezeu pe pământ. Nu am niciun scop de viață. Astăzi nu știu unde să mă duc, ce să mai fac și mai departe nu citesc. Pentru ce mi este să plâng. În fața sute de persoane care mi trimite mesaje. Asta nu este un singur mesaj de asta natură. Și dimineața a fost altcineva care mi sunava. Frate Ghetan, am asta o problemă. Nu știu ce vă face. Este un Dumnezeu în cerul care ascultă ce rugăciune. Și vreau frumosul, când tu te rogi, Dumnezeu găsește un balsam vindicatore pentru a duce bucurie în fărisora noastră, să aduce o bucurie în fratele nostru, aleluia! Rugăciunea are putere! Rugăciunea are putere! Când inima ta este cu Domnul împreună! Gloria Domnului! Gloria Domnului! Rugăciunea are putere. Și așa ne spune cuvântul Domnului. Și vă rog frumosul, vedem un exemplu în Apocalipsa, capitolul 8, versetul 3 și versetul 4. Vedem dacă putem citi și această pasajul minunat. Apoi a venit un alt înger care s-a oprit în fața altarului cu o cadeliță de aur. Și s-a dat o timie multă ca să o aducă împreună cu rugăciunile a tuturor sfinților pe altar de aurul care este înaintea scaunului domnie. La duce împreună cu rugăciunile sfinților. Și vedeți un puțin unde va merge rugăciunea, va merge în fața altarul Domnului și fumul de timie s-a ridicat din mâna incelui înaintea lui Dumnezeu împreună cu rugăciunile sfinților, gloria Domnului! Unde va ajunge rugăciunea ta dacă e făcută cu toată inima? Dacă e făcută din toată inima? Dacă e făcută din toată inima, acolo va ajunge rugăciunea ta până la trei la cerul. Și Dumnezeu va asculta rugăciunea când este sfântă și curată. Când este sfântă și curată. Și vă rog frumosul, frații noștri, ceva deosebit. Un om care se roge, o femeie care se roge, un pastore care se roge. Rugăciunea face partea de la vitamina, de la Cristin. Fără rugăciune nu este mituirea. Fără rugăciune nu este viață.
viața în biserică nu este viață în biserică, rugăciunea se va fi ca un miros plăcut în fața Domnului. Un miros plăcut în fața Domnului. Și vă rog frumos, dăm l'ultimo passaggio pentru această tema despre rugăciunea, unde vorbesc în Luca, capitolul 2, versetul 36 și versetul 37, ne spune ceva vorbe minunate. Mai era acolo și o prorociță. Vedeți, un bustic și femeie deosebită. Mai era acolo și o prorociță, Ana, fata lui Fanuel, di seminția lui Asher. Ea era foarte înaintată în vista, putem spune 18 de ani, și trăise cu bărbatul ei 7 ani după feciorile ei. Mergem un puțin în versetul 37. Rămase vedova și fiind în vista de 84 de ani, Ana nu se depărta de la templu și zi și noapte slujea Dumnezeu cu post și cu rugăciunea. Uitați-o puțin și vitamina avem această femeie de 84 de ani. Post și rugăciunea. Doamne, ajută și Tu să fim și noi ca la Ana. Vitrini, dar pentru gloria Domnului, pentru să fim plăcut în fața Domnului. Și de multe date întreba la sora Iliana Pavlo și spune, mamă dragă, dar frate Ghetanu, de multe date nu pot dormi ora 3, ora 4 și atunci ce fac? Mă rog. Mă rog pentru domna ta, frate Ghetanu. Mă rog pentru cutare, Sora Iliana Pavlo nu are 84, dar are 81 de ani. Și mă rog frumos, frații noștri, avem mult da învățare da oameni de rugăciune, avem mult da învățare. Avem mult da învățare da oameni care, ca Anna, care slujeva Dumnezeu, era plăcut în fața Domnului, ca supragutul și ea venim în fața Domnului cu post și cu rugăciunea. Și Domnul Dumnezeu a binecuvântat această femeie. Domnul Dumnezeu binecuvântează toți frații și surori care se pune genunchiul zilnic, care se roagă din toată inima că rugăciunea lor este ascultată de la Domnul. Aleluia! Mergem la punctul 8. Omul care iubește pe Domnul va fi născut de nou, gândurile sănătoase, se face voia Domnului, să abia dragostea, să fie reprezentant de la Domnul, să fie un om de umilință, să fie un om de rugăciune. La 8-ul punct este se el se nu se îndrăgosteste de această lume. Se nu se îndrăgosteste de această lume. Se nu se îndrăgosteste de bani, de magine, de aurul, de argintul. Se el se îndrăgosteste de Domnul, de Domnul. Atunci, și vreau frumos la această 8-ul punct, să lăsăm că ne umplim câteva minute pentru aceasta vedere ce vrea Domnul. Să nu ne iubim, să nu iubim această lumea și lucrurile de această lumea, să ne îndrăgostim de Domnul. Și vă rog frumos, mergem în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 18, versetul 36, vedem ce ne spune cuvântul Domnului. În acest minunat pasaj biblic, Ioan, Evanghelia lui Ioan, capitolul 18, versetul 36, vedem ce ne spune cuvântul Domnului. Dacă se poate, Ioan, Evanghelia lui Ioan,
capitolul 18 și versetul 36, dacă se poate. Ok, vă mulțumesc. Împărăția mea nu este din lumea aceasta, spune Hristos. A răspunsul Iisus, împărăția mea nu este din lumea aceasta. Dar ca a fi împărăția mea din lumea aceasta, slujitorii mei s-ar fi luptat ca să nu fiu dat în minele iudeilor. Dar acum împărăția mea nu este de aici. De ce Hristos se vorbește că împărăția sa nu este aici, în această lume? Și dacă voi vă amintiți, odată o iudei a venit să-l faci împăratul pe Iisus și Iisus a fugit, spunem așa, a fugit, a dispărut. Pentru că el nu a venit aici să fie împăratul de această lume, ma să fie el împăratul, că el este împăratul din veșnicire în veșnicire. Dar e frumos, vedeți un puțin acest pasaj biblic, împărăția mea nu este de această lume. Și de multe date, noi ce facem? Tot invers. Noi evreia să fim aici împărate și slujitori aici pe pământul cu case mare, case, palate, vile, să fim o mașină frumoasă și mai departe. Și noi ne gândim că aici noi va trăire partea veșnicie, așa cum o face Martul lui Iehova. Și noi nu ne gândim că în orice secundă tu, o Dio, putem pleca repede. Și după, ce se întâmplă cu noi? Dacă noi suntem îndrăgostiți din lumea, de la casele o de la mașinile noastre? Și vreau frumos, mergem mai departe. În Iacov, capitolul 4, versetul 4, vedem un puțin ce ne spune acest pasaj. Cartea lui Iacov, capitolul 4, versetul 4, vedeți un puțin ce ne vorbește acest om minunat, unde spune, suflete prea curvare. Eu nu mă citesc. Suflete prea curvare. Nu știți că prietenia lumii este vrășmășie cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, să se face vrășmaș cu Dumnezeu. Și vreau frumos, această pasaje nu l-am scris eu. Nu l-a scris niciun pastor, dar este scrisă prin Duhul Sfânt. Suflete, prea curvare, nu știți că prietenia lumii este vrăjimașia cu Dumnezeu? Așa că cine vrea să fie prieten cu lumea, să se face vrăjimașul cu Dumnezeu. Dacă tu ești prieten cu lumea, tu ești vrăjimașul cu Dumnezeu. Ma dacă tu ești prieten cu Dumnezeu, tu ești vrășmașul cu lumea. Alegi tu ce tu vrei. Dumnezeu od lumea. Alegi tu ce tu vrei. Odată un om în Vechiul Testament spunea despre mine și despre casa mea nu-i vrea slujire pe Dumnezeu. Altceva nu a vrut. Despre mine și casa mea eu vrea slujire pe Dumnezeu. Și mergem un puțin mai departe. Mergem tot în Evanghelia lui Ioan, în capitolul 14, versetul 17, vedem ce ne spune acolo. Vorbe de la Iisus Hristos, nu vorbe mele. Vorbe de la Iisus Hristos. Pentru că Dumnezeu va vorbire prin Duhul Sfânt în cuvintul sale care este scris. Și anume, Duhul adevărul,
pe care lumea nu mă poate primire, pentru că nu mă vede și nu îl cunoaște, dar voi cunoștete, ca și rămâne cu voi și va fi în voi. Și anume Duhul adevărul pe care lumea nu îl poate primire. De ce nu îl poate primire lumea? Pentru că lumea nu face parte de la familia, de la Domnul. Lumea nu poate primire, pentru că acest Duh este numai pentru persoane care iubește pe Domnul, care s-au îndrăgostit de Domnul. Anume Duhul adevărul, nu Duhul de curvia, nu Duhul de minciună, nu Duhul de scandal, nu Duhul de mintria, Duhul de la Duhul Sfânt. Lumea nu îl poate primire. Și pentru ce nu îl poate primire, pentru ce nu îl vede și nu îl cunoaște. Dar voi, voi care iubite pe Domnul, voi știți care este Duhul de adevăr. Aici mi vrea un puțin oprire. Mă amintesc de multe ori, vero frumos, nu vei superat, așa este. Mă amintesc când m-am predat la Domnul, tatăl meu și mama mea au făcut toate intenție să mi smulgă de la biserica de adevărul, biserica sfântă, și să mi întorce cu cadoua la lor. Primul rând m-au oferit o măcină, m-au oferit un pământul și am refuzat și măcină și pământul. Atunci tatăl meu a început cu l-alta, cu amenințare, până că ajunse și la pumni. Și de multe date, vreau frumos, drupul meu așa că era lovitul, că nu mi potevo nici îmbrăcare, nici cu gamașa albă, pentru ce scurgeava sincele de la nasul, de la gură, pentru loviture, dar nici o vorbă împotriva tatăl meu, nici o vorbă urită ușivă din cura mea. Și când mama mea venea, ea micuță, mi-o crotivă, că era milă. Era milă, miseregete de mine. Veniva ea și spunea, ai, Iosif, lasă pe băiețelul. Atunci aveam 19 ani. Ai, lasă pe băiețelul. Când ea se punea lângă mine, că tatăl meu bateva pe ea, putem eu fugi afară. Dar săracă rimaneva ea, rimaneva, lovită, strobită de la pugni de la tatăl meu. Și vă rog frumos, cu această rifnă am rămas, cu toate loviturile, cu toate strubiturile, am avut o șansă de continuare și până acum a trecut 47 de ani, 48 de ani și sunt încă lângă Domnul. Și de multe date spun, Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat această putere. Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat această rifnă să rămân credincios lângă tine. Și vă rog frumos, niciodată am cerut o sănătate, niciodată am cerut o pane, niciodată am cerut o casă, ci am cerut de la Domnul toată viața mea să fiu un copil Domnul, după voia Domnului. Atâta. Nu am cerut altceva. Și vă rog frumos, mi pare bine că m-am îndrăgostit de această Dumnezeu minunată. Și când de vicine de casă mi-e scupava, odată unul, odată altul, mi-e scupava, spunea la mine, miserabile om, spunea la mine vicine, miserabile om, cum ai putut refuza la Biserica Catolică și te-ai făcut un pocăit? Mi-e scupava odată, din două ore, din trei ore, odată a fost minim 5-6 vicini care mi-e scupava din conștia și din conștia. Eu rămânevă lângă Domnul și rugăciunea mea era tot același, să fii Dumnezeu lângă Domnul. Domnul Dumnezeu să ne ajută a toți frații surori care suferă pentru dragostea de la Domnul. Nu vă descurajate, Dumnezeu vă va ajutare. Rămânete lângă Domnul, nu vă îndrăgostiți de lumea, nu vă îndrăgostiți de lucruri de lumea. Îndrăgostiți-vă de Domnul și Domnul Dumnezeu vă va binecuvânta. Aleluia! Dar mergem vreo frumosul Ioan, Evanghelia lui Ioan, capitolul 1, versetul 10 până versetul 13. Citesc aceste patru versete pentru încurajare, frații mei, de credință. Să le încurajez.
să nu ne îndrăgostim de lumea, să ne îndrăgostim de Domnul. De Domnul. Și vedem ce spune Evanghelia lui Ioan din capitolul 1, versetul 10, până versetul 13. Vedem ce ne spune cuvântul Domnului. În El, El, Domnul, Iisus Hristos, El era în lume și lumea a fost făcută prin El, universul și toate planeta. Dar lumea nu l-a cunoscut. Mergem mai departe. A venit la sei, a poporul de Israel, și ai sei nu l-au primit. Mergem mai departe. Dar tuturor romenii, italiani, siciliani, mafiosi, rom, americani, germanici, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce crede în numele Lui, le-a dat un dreptul să se facă copii al lui Dumnezeu. Mergem mai departe. Născut nu de sincere, nici de voie fiilor de oameni și nici din voie vreunul om, ci născut din Dumnezeu. Tu ești un copil Domnului? Nu te poți îndrăgosti de lumea. Dacă tu ești un copil de lumea, tu nu ești un copil Domnului. A cine tu ai ales ca Dumnezeul tău? Ai ales pe Domnul o ai ales pe lumea? Lumea a fost făcută prin Domnul, Iisus Hristos, dar lumea nu l-a cunoscut. A trăit aici, dar oameni nu l-au primit. L-a scupat. L-a aruncat în gunoi pe Iisus Hristos. L-au răstignit. Lumea nu l-a cunoscut. Dar cine l-a cunoscut? L-a dat un drept să se face copii Domnului. Atunci tu nu ești orice persoană. Tu ești un copil Domnului. Bucură-te că tu ești un copil Domnului. Bucură-te că tu ești un copil Domnului. Un copil Domnului este fiul de la Domnul și Domnul este tatăl tău. Și când tu strigă, Domnul aude. Și când Domnul vorbește și tu ascultă și tu împlinește. Aici am închis-o la 8-ul punct. Vedo che timba este lentato, vero frumoso, iartate-me dacă depășați-o câteva minute, vero frumoso, iartate-me. Mergem la 9-ul punct. Un om care iubește pe Domnul, este născut de Domnul, născut de nou, cunoște gândul de la Domnul, face voie de la Domnul, se îndrăgostește de Domnul, este un reprezentant de la Domnul, e un om de blândețe, de umilință, este un om cu post și cu rugăciune. El nu se închine în fața lumea, nu primește lumea și este un om, punctul, este un om plăcut în fața a Domnului. Un om plăcut în fața Domnului. Am spus, am terminat că El este un copil Domnului. Un copil Domnului este plăcut în fața Domnului. Și Domnul se îndrăgostește de copil Domnului și copil Domnului se îndrăgostește de Domnul. Așa este voia Domnului. Și vreau frumos să ne oprim mai departe, încet, încet, în ceva pasaje biblice, unde spune Daniel, în capitolul 9, versetul 23, Domnul Dumnezeu le trimite vorbe frumos. Și vă rog frumos, faceți atenția. Așa se frumoase vorbe care Dumnezeu le trimite a Daniel. Uitați un puțin. Daniel, în capitolul 9, versetul 23, versetul 23. 23. Amen, vă mulțumesc. Când un înger de la Domnul se prezentă în fața Daniel, spune, când ai început tu să te rogi,
a ieșit un cuvântul și eu vin să se vestesc, ca și tu este prea iubit și scump. Și vedeți, un puțin se vorbe, un înger de la Domnul le trimite, le spune din partea Domnului, eu vin să te vestesc, pentru ce tu este prea iubitul și tu este scump. Și vedeți un puțin cum Domnul Dumnezeu le trimite vorba Daniel, omul prea iubitul de la Domnul, de multe date îngerul la Domnul spune Daniel, omul prea iubitul de la Domnul, nu te temere, nu te temere, pentru că tu ești un om prea iubitul de la Domnul. Ce frumos când Dumnezeu te poate trimite și la tine și la mine această vorbă, tu ești omul prea iubit de la Domnul. Tu ești un om scump. Pentru ce tu ești scump? Că Dumnezeu s-a dus, a trimis-o pe Iisus Hristos în Golgata pentru tine și pentru mine. Pentru ce sora cu tale e prea scump de față, Domnul Dumnezeu le trimit un încurajare, le trimit un o rezolvare, un problemă și la încuraja și le încuraja gloria Domnului. Trăiască Domnul în inima noastră, trăiască! Și vreau frumos să mergem în Exodul, în capitolul 33, versetul 11, și vedem un puțin cum Dumnezeu vorbea cu Moise. Domnul vorbea cu Moise, față în față. Cum vorbește un om cu prietenii lui. Și vreau frumos să vedeți un puțin această vorbă. Domnul vorbea cu Moise în față, în față. Cum vorbește un om cu prietenii lui. Dar această Dumnezeu s-a schimbat? Nu. Dumnezeu este același. Și Dumnezeu are și oamenii lui și în anul 2023 are oameni care el vorbește față față, așa cum un prieten vorbește cu un altul prieten. Dumnezeu nu s-a schimbat. Ma de ce Dumnezeu vorbiva cu Moise? De ce? Vorbiva amdoi ca doi prieteni. De ce? Pentru că Moise era îndrăgostitul de la Domnul. Și Moise faceva tot ce vrea Domnul. Și era un om plăcut în fața Domnului. Biblia spune că el era cel mai blind din toată fața pământului. Atunci Dumnezeu a ales Moise. Cu toate că Moise avea probleme de limbă, dar nu avea probleme de cunoaștere pe Domnul. Atunci între Domnul și el o prietenie. Odată a fost așa? Nu. De două ori a fost așa? Nu. Cine știe decât sute de ore Dumnezeu vorbiva cu Moise în față, în față. Unul vorbiva și l-altul ascultava și l-altul puneva întrebare și l-altul dava răspunsul. Între ei doi era un raport prietenos. Doamne, ajută și tu și în această seară să fim și noi prieteni cu tine, așa cum a fost Moise. Ajută-ne, Doamne, să fim și noi împreună, așa se prietenia, împreună cu Duhul Sfânt, să putem dialogare cu tine. Doamne, ajută-ne tu. Și vreau frumos să mergem, fac cu toate ce pot să temul cât mai repede această predică, mergem în 2 Corinteni, dacă se poate. 2 Corinteni, în capitolul 12, versetul 1, până versetul 4, vedem ce ne spune acolo. E nevoie să mă laudă, măcare că nu este de folos, voi veni totuși la vedenire și descoperirile Domnului. Mergem mai departe. Cunosc un om în Hristos, care acum 14 ani a fost rapit până la treilea cer, dacă a fost în trup, nu știu, dacă a fost fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Mergem mai departe. Și știu că omul acesta, dacă a fost în trup, său, fără trup, nu știu, Dumnezeu știe. Mai departe. A fost rapit în rai și a auzit cuvintele care nu se pot spune.
și pe care nu li este îngăduit unul om să le rostească. Și vedeți un puțin acest om. El, apostol Paul, nu vorbește că a fost ieri, ma de el se vorbește. Că cunoști un om, nu știi dacă a fost un grup sau fără grup care s-a suit până la pine la trei la cer. Doamne, ajută-ne și Tu în această seară să ajungem și noi până la trei la cer. Să auzim și noi lucrurile frumoase care Tu ne povestești de fiecare zi. Și vedeți un puțin și prietenia între Moise cu Domnul. Vedeți între prietenia între Iisus Hristos cu Tata. Vedeți și prietenia mea apostolului cu Iisus Hristos. Și vedeți și prietenia de la apostol Pavel cu Iisus Hristos. Gloria Domnului! Aleluia! Trăiască Domnul! Și Domnul Dumnezeu a binecuvântat apostolul Pavel. Și ajuns la sfârșitul, când el spunea, am terminat alergarea aici pe pământ, acum mi așteaptă cu luna vieții veșnică. Ce veloc frumos, frate nostru, l-apostol Paul, când a murit, nu aveva probabil nici o 60 de ani. Atunci era mai mic de la fratele Gaetano. Dar ajuns că ochii s-a închis aici pe pământ. Și el s-a deschis această prietenie cu Domnul și a intrat în rai cu toată inima și cu toată sufletul și nu a dat înapoi. Doamne, ajută-ne Tu să fim oameni plăcuti de la Tine. Nu plăcuti de la pastore o de la religia, ma plăcuti de la Domnul. Un om plăcut de la Domnul. Asta dorește Domnul. Și acum am ajuns la 10-lea punct. La 10-lea, ultimul. Ultimul punct care am scris este un creștin să fie un om de cruce. Frate Gaetano, ce? Un om de cruce. Un om de suferință. Un om care vine lovit, furat, înșelat, batut pentru Hristos. Un om de cruce. Și vreau frumos, frații noștri, mergem în Matei. Rogul frumos să se mă iertate dacă trece câteva minute. Vreau frumos să iertate. Ne aducem în Matei, în capitolul 10, versetul 38. Vedem ce ne spune cuvântul Domnului. Matei 10, versetul 38. Cine nu și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Și vreau frumos, astăzi m-a sunat o soră, care când am sunat nu am putut o vorbire cu ea și l-am sunat un puțin mai târziu și spunea, frate Ghetan, plângea în drum și plângea. Și spunea, frate Ghetan, asta e amărăciunea mea. L-am încurajat-o și l-am sprijinit. Și spunea, sora dragă, nu-mi dare înapoi. Stai liniștită, nu-mi dare înapoi. Și vreau frumos, de multe date cadem în această capcană de la diavolul care caută să ne înșelă, caută să ne descurajă. De multe date cadem și mulți oameni dai înapoi, mulți oameni dau înapoi. Și când te cruci e grea, dai înapoi. E prea greu, nu mă duc, nu-mi fac, nu mă duc, acum nu mă duc. Și vreau să sunt oameni care stau un an fără merge în biserică. Sunt oameni care stau 2 ani fără merge în biserică. Sunt oameni că un microb așa micuțu, care nu se vede, a adus o spaimă în toate bisericii. Cum se poate? Dumnezeu nu mi-a dat un duc de frică, mi-a dat un duc de putere. De un microb așa mic a dat o spaimă. Și vă rog frumos, frații noștri, una dintre mai multe ore, când și eu am fost bolnav de acum cu 2 ani de acest microb micuț, și nu am chemat niciun doctor și nu aveam nici asistență medică, ma nu aveam nici bani.
Și atunci am chemat-o pe familia mea și am spus, Maria, dacă se întâmplă ceva, nu vă speriate. Nu am chemat-o nici în spital, nu am chemat-o nici în salvare. Puneți-mi în mâna Domnului și termina. Dacă trăiesc, eu trăiesc. Lăsați-mi în mâna Domnului și până acum eu trăiesc. Mulțumesc, Domnul. Fără medicinale și fără doctor și fără salvare și fără doctor și fără spitalizare. Domnul este El un ajutor pentru mine. Atunci cine vrea să urmează pe Hristos să ia această cruce în fiecare zile. Avem o surori care suferă. Avem o surori care sunt bătute pentru Hristos. Și v-am povestit, v-am povestit de o soră, nu mă amintesc când a fost, cred ieri, probabil altceva zile, nu mă amintesc, când o soră se aduceva în biserică și soțul așteptava în fața unde intrava pentru strada sa, așteptava acolo și ea știa. Atunci când se aduceva în biserică, ea spunea, rugați-vă pentru mine, că probabil poate fi ultimul zi de viața mea. Când ea se aduceva, soțul așteptava și la faceva praful la faceva. Și dacă cineva vicinul se punea să la ocotească și bateva și pe vicinul. Era un om foarte periculos. Și vreau frumos, când se saturava de bată această nevastră, la ridicava cu per, că aveva o per lung cu ea, l-o ridicava cu per și la duceva acasă ca o chirpă. Și sora pentru 3-4 zile stătava jos la pământul și nu se poteva mișca. Și ea spunea, pentru Hristos merită. Pentru Hristos merită. Și vă rog frumos, frate noastră, înainte de această femeie de murire, aveva o soră sa de corp, Carmelina, credo că numele era Carmelina, așa, Carmela, Carmen, și ea spunea la Dumnezeu, Doamne, te rog frumos, am această soră. Și te rog frumos, înainte că eu mă duc în veșnicire, dai harul, că ea se poate pocăire. Și când ea, sora asta, sora Mimidea, chiamată așa, credu Mimidea, dacă nu greșesc, ajunse ultime zile de viață, chiamată pe sora sa, spunea, te rog frumos, pune-te în genunchi, eu mă voi ruga pentru tine și locul meu o vei ridica tu. L-o vei ridica tu. Și ea s-a rugat pentru sora sa. Sora sa a început să se urcă, să se aduce în biserică și sora sa, pocăit, a murit. Și sora sa a continuat în aceleși urme care a umplat sora sa, s-a fi lovită, strobită pentru Hristos. Și vă rog frumos, eu că am cunoscut și prima sora și la doilea sora, era pentru mine o bucurie. Era o femeie minunată și vă rog frumos, frații noștri, stare lângă oamenii deosebiți, stare lângă oamenii care sunt plăcuți în fața Domnului, oamenii de cruce, oamenii de jertfă, oamenii de suferință. Nu au dat înapoi, au continuat în această calvare, în această Golgota, au continuat și nu a dat înapoi. Și vă rog frumos, frații noștri, mergem în 2 Timotei, ultimul pasaj, în 2 Timotei, capitolul 3, versetul 11 și versetul 12, unde l-apostol Pavel încurajava a Timotei, un copilaș, un tineretul. Credem că Timotei a început să fie pastor, a început să fie binecuvântat, era un tineretul de câțiva ani, 16-17, el credo că a intrat în ministeriu circa doi ani mai tineretul de la fratele Gaetano, 2 Timotei, dacă se poate, capitolul 3, versetul 11 și versetul 12, vedem ce ne spune 2 Timotei, cuvântul Domnului, pentru ultimul pasaj de această seară. Prigonirile
și suferințele care au venit peste mine în Antiochia, în Iconia și în Listra. Știi ce prigoniri am răbdat și totuși Domnul m-a izbăvit din toate. El apostol Paul care încurajava Timotei. Tu știi ce a venit peste mine, suferințele, prigonire, dar i-am răbdat și totuși Dumnezeu m-a izbăvit din toate. Și versetul 12 ce spune? Aici se închide ultimul pasaj. Versetul 12 spune, de astfel toți cei ce voiesc că se trăiască cu evlavie în Hristos Iisus vor fi prigonit. Toți. Și cu această pasaj vrea încurajare și pe familia Grigorei, vrea încurajare pe Nălusul Moolia, vrea încurajare pe sora Ana Odorogea, vrea încurajare sora Raveca Capineau, vrea încurajare orice frate și orice soră. Toți ce vrea să faci și să trăiască viața lor pentru Domnul, pentru cu evlavie în Hristos Iisus, vor fi prigonite dintr-o parte și în alta parte. Omul de cruce și v-am dat și puntele. Încă o dată repet, această puntele se va naștere de nou. Va cunoaștere gândurile de la Domnul. Se face voia Domnului. Să fii un om de dragoste. Să fii un reprezentant de la Domnul. Să fii un om de umilință, blinteță, smerenie. Să fii un om de postă și de rugăciune. Să fii un om care nu se îndrăgostește de lumea aceasta. Să fii un om plăcut în fața Domnului. Să fii un om de cruce. 10 puncte. După că tu ai aceste 10 puncte, poți spune, Doamne, am început să te cunosc. După că tu ai împlinit aceste 10 puncte, poți spune, Doamne, am început să te cunosc. Am început să te cunosc. Aici se termină această predică. Și încurajez frații mei care sunt feriți pentru Hristos, care sunteți bătuți, loviți, zdrobiți, care sunteți în încercare. Dumnezeu este cu voi. Dumnezeu ascultă rugăciunea voastră. Domnul nu vă părăsește niciodată. Domnul este viu. El este cu noi. El este aici. Aleluia. Trăiască Domnul. Trăiască Domnul. În orice frate, în orice soră, în orice copii, în orice pastor care crede în Domnul. Care trăiește în Domnul. Și vă rog frumos, atunci, cu aceste 10 puncte, putem spune, Doamne, am început să te cunosc. Am început să te cunosc. Doamne, ajută-ne să ajungem până la sfârșit. Doamne, să mulțumim pentru frate și pentru soror. Și vă rog frumos, odată o soră vine spune la mine, frate Ghetano, vrea merge în biserică, dar soțul nu vrea. Mă lovește. Și sora s-a dus în biserică la întoarcere, mă rog frumos, catastrofal. Și după soțul a spus, uite, părăsesc. Sora spune, frate, că te ajută-ne cu acțiunea. Stai liniștită, sora dragă. Și soțul ajunge la tribunal. Și sora a spus, frate, că ce vă faci? Stai liniștită. Domnul va fi cu tine, dar eu te voi da vorbe care sunt din partea Domnului. Și când a ajuns în tribunal, a spus tu, soțul a spus tu, s-a pocăit tu și nu la veche nevastă. Nu la veche nevastă. Atunci, sore, când a fost timpul de la tribunale, că judecătorul a întrebat, a spus tu, sora, eu m-am pocăit și nu fur, nu înșel, nu fac lucruri urite. Sunt o femeie cașnică, sunt o femeie care ascultă pe soțul, sunt o femeie care iubește pe soțul, sunt o femeie care ajută. Eu am singurul pe Domnul, iubesc pe Domnul și sunt o femeie care plătesc taxe, care fac tot ce pot. Nu aveți niciun punct împotriva mea, decât să slujesc eu pe Domnul. Și atunci femeia
A spus, Dumnezeu nu mi-a dat voie să eu fac divorțul soțului. Dacă soțul vrea, face și el, dar eu nu fac divorțul de la soț. Atunci, judecătorul a spus, este o femeie minunată, tu. Este o femeie minunată. Și a bătut, lovit-o și nu fac divorțul. Nu fac divorțul. Eu rămân cu soțul. Și soțul a spus, nu judecătorul, vă fac divorțul. A făcut divorțul, dar sora a rămas curată. Până ultima picătură de sincere a fost curată. Femeia, eroina pentru țara de sus. Și vă rog frumos, frații noștri, de multe date surorile noastre, sunt bătute, lovite, strobite dintr-o parte în altă parte, dar ei biruiește, pentru că Domnul, Domnul ne-a dat biruința în Iisus Hristos, care ne dă pace, putere și biruință. Acum vă rog frumos să mă pun în ginocchio și mă rog pentru toți frații și surori care au cerut ajutor, care cer ajutor. Și vă rog frumos, frații noștri, mă voi ruga pentru orice nevoie care sunt. Și în mine dimineața continuăm în rugăciunea să chemăm pe Dumnezeu Tatăl nostru. Să vină El în ajutor, că Dumnezeu, El ne iubește mult. Doamne, ostirilor, în numele gloriosul de Iisus, Doamne, venim în fața Ta, venim în fața Ta. Te prezentăm, Doamne, frații noștri și surori noastre, care suferă pentru Tine, Doamne, întinde-mi-ne Ta, dai forța, dai putere, curaggio, Doamne! Ajută-ne, Tată, să rimanem până la ultima picătură, să fim cu Hristi! Ajută-ne, Tată, să fim adevărati prieteni cu Tine, să fim adevărati copii de la Tine. Doamne, ajută-ne să Te iubim din toată inima. Doamne, ajută-ne, Tată, să rimanem credincioși până la ultima picătură din sângele nostru. Doamne, în numele Lui Iisus, Tată, în numele Lui Iisus, minunatul, Doamne, frații și surori care sunt bolnavi, întinde-mi la Ta, Doamne, întinde-mi la Ta și vindecă, Tată, o singură vorba care iese din cura Ta va fi vindecată, Doamne. O, Doamne, Doamne, vocea mea este slabă. Doamne, așa să Tu să me lovească, Doamne, dai în numele Lui Iisus, Tată, întinde-mi la Ta în această grupă, vindecă, Tată, vindecă în numele gloriosul de Iisus. Doamne, conduce mai departe, pastore di Israel, conduce mai departe această grupă, binecuvintează pe frate Ionela Grigorei. Doamne, în numele Lui Iisus, Tată, întinde-mi la Ta, Doamne, spre frații și surori, Tată, întinde-mi la Ta să se faci tămăduire, vindecare, liberare, în numele glorios de Iisus. Îți mulțumim, Tată, în numele glorios de Iisus, îți mulțumim, în de veci, de veci. Amen.